Câteva zile vom avea temperaturi maxime cu plus spre sfârșitul săptămânii, dar nopțile vor fi friguroase. Meteorologii ne atenționează că poate să apară poleiul după lăsarea serii, la sfârșitul săptămânii, ninge puțin și pe la noi. În această săptămână, vremea va fi schimbătoare, cerul va fi temporar noros de joi și până vineri inclusiv, și chiar sâmbătă, până sâmbătă inclusiv. Duminică va deveni variabil, va fi variabil și mâine și poi mâine. Temperaturile vor fi modeste, dar vor crește ușor față de săptămâna trecută. Mâine dimineață minime de temperatură între minus 2 și plus 2 grade, după ploile de astăzi, care vor înceta la noapte și spre dimineață cerul va deveni, se va mai degaja. Mâine și poimâine zile frumoase cu cerul variabil, dar cu maxime modeste între 0 și 4-5 grade și cu minime destul de modeste și ele între minus 4 și 0 grade pentru ambele dimineți. Ziceam că începând de joi vin din nou ploi, cerul se va acoperi, va ploua pe aerii relativ extinse joi și vineri, iar sâmbătă precipitațiile vor fi și sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Sâmbătă este posibil să se formeze strat subțire de zăpadă și trecător în unele zone. La munte, bineînțeles că va ninge în tot acest timp, se va forma și acolo un nou strat de zăpadă. Cea mai caldă zi va fi vineri, când temperatura aerului, cu toate că va ploua, se va încadra între 5 și 10 grade. Dar joi și sâmbătă vor fi temperaturi modeste, de la 0 până la 4-5 grade. Temperaturile minime vor crește și ele și se vor încadra între 0 și 3-4 grade joi dimineața și vineri dimineața, apoi sâmbătă și duminică între minus 3, minus 4 și 0 grade, iar maximele de sâmbătă și de duminică între 0 și 2 grade. Din punct de vedere al duratei zilei, în această săptămână durata zilei va crește cu 12 minute față de săptămâna care a trecut, astfel că duminică vom avea 12 minute în plus la durata zilei. Deci încet, încet trebuie să vină și primăvara.